nevoie de modele, modele sincere, autentice, corecte și care evoluează continuu, care nu se opresc din evoluție. Pentru că copiii, pe cât de mare nevoie au, pe cât de mare nevoie au de modele, pe atât de mult sunt foarte reticenți și te testează. Chiar ești capabil să mă duci undeva? Da, chiar ești. Adică nu te lasă așa oricum. Mi se par, cred, cei mai buni instructori ai noștri, să spunem. Pentru că nu te lasă niciodată să rămâi într-un stas. E nevoie să fii mereu flexibil, să crești, să fii mai bun. Apropo, asta era motoul clubului de artă, Club Art, mai bun prin artă, mai bun azi decât am fost ieri, mai bun eu cu mine însumi, depinde. Și, cum spuneam, copiii nu te lasă să rămâi static, pentru că inflexibilitatea creează imediat blocaj și ei dispar, nu mai rezonează cu tine și nu mai fac ceea ce tu consideri că ar fi frumos pentru ei și bine. Și ceea ce tu vezi pentru drumul lor, pe calea pe care ei ar putea să urmeze, tu o vezi. Pentru că de aceea ești modelul, de aceea ești creatorul și în drumul lor de creație, de a ajunge și la mijloc să fie creatori, ei oricum creează și așa cum sunt, ai dreptate și văd asta eu la copiii mei, este nevoie și atunci să primească. Mă gândeam acum când vorbeam că, dar dacă nu ești atent, părinții, mai ales în ultima perioadă, și nu vreau să generalizez, n-aș vrea să creadă cei care ne privesc că vorbim... ca să vorbim și că nu înțelegem sau nu cunoaștem. Și noi cunoaștem, suntem, repet, mame, înainte de a fi femei suntem și mame și avem grijă și avem rolurile pe care le avem cu copiii, de a face mâncare. Deci există și acolo un stres și o presiune. Însă atenția este foarte importantă. Deci dacă nu dăm atenția, dacă nu suntem atente la ceea ce ne spun copiii, nu avem cum să vedem. Este foarte, foarte important ce ai spus, da, da, Petruța. Cum facem să atenția, fim atente? Că ne copleșesc atâtea lucruri. Eu am ajuns la concluzia așa, că mai bine 5 minute adevărate cu copilul sau cu persoana cu care stai, decât 5 ore marșelate în care tu nu ai fost prezent. Pentru că e timp pierdut. Pe ce pui atenția, aia crește. Cred că este o mare forță, atâta timp cât știm să ne concentrăm. Și apropo de mișcare, esența creației, cel mai bine învățăm atenția într-un sport, în dans. Acolo nu ai cum, dacă ai pierdut șirul atenției, pa! Ai ieșit din ritm, de exemplu, din dans, ai ieșit din... Nu mai poți să faci calitate în sport și așa. Sau ești lovit, depinde. Da, corect. în ce sport ești. Da, și de aceea, făcând un sport, făcând dans, făcând ceva ce cere atenție, atunci poți să-l aduci și în viața ta. De zi cu zi și mai ales în relații, pentru că relațiile au nevoie de atenție.